Ce aleg să port? Resurse educațională pentru clasa a doua la disciplina dezvoltare personală. Într-o frumoasă zi de vară, veverița Rița s-a gândit să organizeze o petrecere de ziua ei la care să invite toți prietenii. Întâlnindu-se cu cățelul Tom, Rița îi cere acestuia o părere. Oare cu ce să mă îmbrac la petrecerea mea? Cu rochia aceasta cu motive tradiționale sau cu această rochie elegantă? Amândouă sunt foarte frumoase, cu care dorești, spuse Tom. Eu nu știu dacă voi fi prezent la petrecerea ta. Nu vreau să mă apropii de cățelușa Ami. Nu-mi place cum se îmbracă, zise Tom. Dacă mi-ești prieten, îi spune Rița, vei participa și tu la petrecerea mea. Ami este prietena mea și nu o judec după hainele pe care le poartă. Atunci, Tom s-a retras îngândurat din fața veveriței. În ziua petrecerii, invitații au sosit pe rând. Rița i-a așteptat pe toți, îmbrăcată în frumoasa ei rochie tradițională. Când a ajuns Tom, a observat-o pe Ami îmbrăcată în rochia elegantă a veveriței Rița. Mirat a rămas fără cuvinte. Hmm, oare de ce a făcut asta? Veverița a ales să-i dea rochia ei cățelușei, se gândit Tom. După câteva clipe, Tom îi spune Riței că îi pare rău pentru ceea ce a spus despre Ami și i-a mulțumit pentru lecția de astăzi. Am învățat de la tine Că îi putem accepta și aprecia pe ceilalți, indiferent de hainele pe care le poartă, i-a spus Tom. Într-adevăr, ami este o prietenă minunată, indiferent de hainele cu care se îmbracă. În continuare, petrecerea ariței a fost una reușită. Toate animalele s-au jucat bucuroase și au povestit frumos împreună. Ți-a plăcut povestea? Care este motivul pentru care cățelul Tom nu a vrut să participe la petrecerea veveriței Rița? Pentru că nu apreciază comportamentul cățelușei Ami? Nu îi place stilul vestimentar, adică modul în care se îmbracă, hainele pe care le poartă cățelușa Ami? Sau s-a certat cu cățelușa Ami? Răspunsul corect la întrebarea adresată este... Tom nu a vrut să participe la petrecere pentru că nu îi place stilul vestimentar al cățelușei. Ce înseamnă stil vestimentar? Acesta se referă la hainele pe care le îmbrăcăm și modul cum le purtăm. E bine să știți că există mai multe stiluri vestimentare. Dintre acestea, astăzi vă amintesc stilul sport, stilul elegant, și stilul tradițional. Acesta cuprinde haine tradiționale care pot să fie diferite în funcție de zona sau de țara din care provin. Gândește-te ce stil vestimentar a avut fiecare dintre personajele care apar acum. Oprește prezentarea până vei găsi răspunsurile. Așa te-ai gândit și tu? Important este să te îmbraci în haine curate și orice stil vestimentar va fi apreciat. Acum, realizează în caietul tău un tabel asemănător cu acesta. Scrie în fiecare coloană câte două exemple de situații în care folosești acel stil vestimentar. De exemplu, mă îmbrac cu haine sport când ies la joacă cu prietenii. Când te mai îmbraci sport? Notează situații pentru fiecare stil vestimentar amintit. Desenează-te acum pe tine îmbrăcat în stilul vestimentar preferat. Realizați un colaj al clasei cu desenele voastre, aflând astfel ceea ce vă place să purtați fiecare dintre voi. Chiar dacă fiecare avem un stil vestimentar preferat, uneori ne îmbrăcăm altfel. De exemplu, când ești la joacă cu prietenii, te îmbraci de obicei sport, pentru că te poți mișca mai ușor. Sau, probabil când participi la o petrecere, alegi haine elegante. Nu uita că, indiferent de ceea ce alegi să porți, important este ca îmbrăcămintea și încălțămintea să fie curate.